Ludovic Orban este premierul desemnat pentru formarea noului guvern. Anunțul a fost făcut de președintele Klaus Iohannis într-o declarație de presă susținută după încheierea ultimei runde de consultări cu liderii partidelor parlamentare în vederea formării unui nou guvern. În urma consultărilor, în general, liderii politici au declarat că susțin un nou guvern. În particular, susținerea este nuanțată și condiționată. Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că ALDE nu va vota noul executiv dacă PMP va face parte din el. Liderul pro-România Victor Ponta a afirmat că formațiunea sa va vota și va susține doar ceea ce consideră că este bine pentru România, afirmând că este nevoie de competență și eficiență. Victor Ponta nu crede că guvernul PNL poate răspunde așteptărilor societății, de aceea pro-România nu va vota un astfel de executiv. La rândul său, liderul USR Dan Barna consideră că un guvern numit acum va fi unul slab, fără susținere parlamentară, aflat la mâna PSD, pro-România și ALDE, și susține în continuare varianta alegerilor anticipate. Practic, Barna nu a dat un răspuns tranșant cu privire la susținerea noului guvern. Președintele UDMR Chelemen Hunor a declarat că nu va acorda un cec în alb nimănui. Totodată, el a precizat că o decizie în ceea ce privește susținerea noului executiv va fi luată după anunțarea numelui premierului desemnat.